N-au țipat suporterii? Au țipat, dar Partizanii atunci a avut și nevoie de bani pentru că era în criza financiară și a fost greu în momentul ăla și trebuia să mi-i vândă, știi? 100.000 sau ceva. 100-150.000, dar... Bani la vreme aia și în Albania. Era și în Albania, crede-mă pe mine, era mult bani, știi, era mult. Bine. Așa, erau în criză și atunci aveau nevoie de bani nevoie și au fost de acord. Și de asta mi-am vândut mine. Am jucat după la Dinamo Tirana 2 ani, am jucat foarte bine atunci. Club mai mare Dinamo? Nu, la fel. La fel. Partizanii, deci... acolo trei echipe sunt echipe bune. Partizanii, Tirana, Dinamo Tirana și Tirana, știi? Trei echipe cu tradiție, cum e aici, Steaua, Rapid și Dinamo. Știi? Așa e și acolo, adică. Echipa foarte bună, tot cu tradiție. Acolo am jucat bine și după am venit aici. Suporterii mai nebuni ca la noi? Mai pătimași, mai cu... Cam la fel, să știi. La fel, tot da? Timpul e derby așa și acolo. Nu, adică nu doar acolo, în Balcan. Eu am jucat și... mentalitatea noastră din Balcan așa e. Nu pot să se schimbe corect. Niciodată. Și e frumos și lucrurile astea corect. Sunt frumoase în fotbal. Pentru că fotbal fără suporteri și fără certuri și fără... Când din jură cineva, nu o să există fotbal niciodată. Și după aia Dinamo București. După cu Suleiman Demolari, adică el... Demolari, da. El atunci a vorbit cu Andone. A fost Andone antrenor la Dinamo București, corect. A vorbit cu Andone, îți dai seama că Andone mi-a văzut mult. A lăsat o impresie senzațională de Molari aici. Știu. Toată lumea știe. Deși trecuse foarte mult timp de când jucase. Păi se știa și cu Andone, îți dai seama, Andone mi-a urmărit aproape 5-6 luni mi-a urmărit. Și după... Dar tu îl știai pe Demolari? Adică... Cum, da. Toată lumea în Albania știe. Nu, dar la modul erați apropiați? Nu eram apropiați. Ne știam unul după altul, așa vorbeam uneori, mi-a dat sfaturi de fotbal, așa. Și el pur și simplu s-a dus și te-a recomandat la Dinamo fără să fiți atât de apropiați? Oricum, el mi-a văzut mine acolo, te dai seama. Eu în momentul de față eram cel mai bun acolo, știi ce spun? Și el a vrut să face ceva, adică a vrut să aduce aici ceva... Calitate, știi? A vorbit cu Andone, Dinamo mi-a urmărit unde i-am spus mai devreme, aproape 6 luni. După ce a făcut transfer, am fost fericit că am venit aici. Diferență mare între fotbalul din Albania și aici? Era diferența, nu fizică, era de altă diferență de infrastructură, știi ce spun? Pentru că atunci în Albania nu prea era infrastructura cum a fost. Pare greu de crezut, dar eram și noi peste cineva, știi? Sună așa, era și România mai bună decât... Și România mai bună cum e aici, știi ce spun? Dar era diferența. Se simțea asta. Se simțea diferența. Tu care jucase și acolo ani de zile... Plus prima dată când ești din țara ta nu e așa ușor pentru orice fotbalist din lume, știi? Eu am plecat fără experiență, era prima dată, știi, când ești din țara mea și nu mi-a fost nici mine ușor când am venit aici. Dar știai italiană, spun, și de-aia te-ai apropiat de limba română repede. Știam. Și după 2 luni jumate înțelegeam. Nu vorbeam cum vorbești acum, te dai seama. Nu poți să vorbești o limbă după 2 luni jumate, dar înțelegeam, măcar înțelegeam lucrurile baza ce zicea antrenorul. Dar italiană de unde o știai? Toată lumea știe italiană în Albania. Pentru că noi am crescut am văzut televiziune italiană tot timpul, știi? Cu Raiul, cu Rai 1, Italia 1, Canale 5. Adică noi am crescut cu... Noi nu vedeam niciodată în albaneză, știi? Noi vedeam tot timpul în italiană. Și atunci, acolo, am învățat italiană. Diferență mare între română și albaneză? De limbă? Da, mare. Mare, adică nu are nicio legătură. Nicio legătură. Știi că noi am avut, România a avut un teritoriu în Albania? La Sarandea, acolo? Știu, și imnul albanez, cine a făcut? A făcut un român. Da, pentru că n-aș vrea să greșesc, dar cred că împăratul Zog, așa se pronunță, Zog sau Zog, ce? Zogul, da. Nicolae Iorga, istoricul nostru, aflându-se într-o bibliotecă prin Florența, a găsit primul document scris în limba albaneză. Vezi? A ajutat la independența Albaniei și am primit o exclavă, îi zice, adică un teritoriu așa, la Sarande. La Saranda, adică Și am avut acolo din 34, era teritoriu românesc, din 34 până prin 40 și ceva, se făcuse un institut pentru studierea limbii române, dar era teritoriu românesc din Sarande. Cred că și acum în fața acolo este statuia lui Nicolae Iorga. Au venit apoi fasciștii italieni și a zis ai gata și după 91 s-a dat pământul înapoi și la revedere. Dar vezi că avem multe... Da. Nu, oricum, eu zic tot timpul, noi avem multe lucruri la fel, adică românii și albanezii, adică de asta mă simt și aici bine, pentru că nu e diferența mare, adică cum am crescut eu. Mentalitatea e aproape la fel. Bucureștiul te-a furat, cum se zice, adică oraș mare, asta, sau te-ai obișnuit imediat? Mi-am obișnuit.
Eu nu am nicio problemă. Ai crescut și în Tirana? Singur, păi bine, oricum, Tirana nu e așa mare cum e în București. Nu e nicio... Pentru că Tirana e aproape un milion, Bucureștiul câte? 3 milioane. Acum am auzit, cred că pe la 4. Și 4, știi ce spun? Singurul da. Lucru că nu mi-e place aici e trafic. Stai foarte mult din trafic. În Tirana nu e? E și în Tirana, dar nu... Bine, toate orașele au crescut, s-au mărit. Bravo, nu cum e aici. Dar în rest, mă simt foarte bine, mă simt ca acasă. Te-ai adaptat la Dinamo imediat, pentru că ai jucat, ai... Știi cum e, la Dinamo primii 6 luni mi-am adaptat foarte bine pentru că simțeam și că Andone, adică antrenorul atunci m-a luat și simțeam... Contează enorm contează antrenor. Foarte mult pentru un jucător când ia un antrenor și tu simți că antrenorul ăsta te vrea pe tine, da. Antrenorul ăsta te bazează în tragi mai tare, și chiar a fost primii 6 luni a fost ok, am dat și goluri, am jucat aproape meci de meci. Și ce s-a întâmplat după? După s-a schimbat. S-a schimbat antrenor, a venit Ciobotariu și după s-a schimbat. În fotbal așa e, nu ai niciodată, nu se știe. Poate ești un jucător foarte bun, vine un antrenor, adică și nu poți să... Adică nu intri în schema lui, adică da, nu, el da. Vede altfel și tu trebuie să... Chiar dacă tu știi că ești bun, el vede altfel. Și după am început să nu mai joc mult, atunci jocam și cu naționale albane. Eram ai adunat destule meciuri, ai peste 25, ai 27. Aproape 28 de meciuri. Am fost, adică 6-7 ani am fost tot timpul cu naționalul. Și nu-ți mai convenea să nu, că dacă nu mai joc... Nu mi-a spus antrenor, a fost atunci un antrenor croat. Mă, Elisa, mi pare rău, nu, eu mă bazez de tine, dar în caz că nu mai joci ce? Și după am plecat să vorbești cu club atunci. Și am spus, vreau să plec, pentru că nu mi convine să stau. Adică să jocam eu, dar nu jocam meci de meci. Ce nu trebuie, convine. Da. Eram cât și trebuie. 22 de ani și nu era ok pentru mine. Pentru că tu semnasești pe mult, pe 5 ani, pe 4, 5 ani. 5 ani am semnat contract. Și atunci am avut mare stres. Mare stres pentru că 5 ani era mult, știi ce spun? Și problema era că nu mai joc. Nu gândi ce fac eu încă 4 ani de acum, 4 ani. Ce mai fac 4 ani? Adică ce mai fac? Adică pierd naționala, pierd cariera, pierd orice. După s-a găsit o soluție, am plecat din Odessa. Am plecat la Odessa, echipa, campionat mai bun, tu atunci, campionatul ucrainian era sus. Foarte bun. Și meciuri tari cu Dinamo, Kiev și cu Shakhtyor? Adică tot meciuri. Crede-mă pe mine, juca un jucător la Carpati, Lvov, atunci, și el a ajuns după la Arsenal. Golgheter la Arsenal. Te dai seama? Și Carpati, Lvov era un echipă de... Nu se compara cu Shakhtar, cu Dnieper, cu echipa asta mare. Era o echipă ca Odessa, adică o echipă din mijloc, știi? Campionata foarte tare. Dar acolo ți-a fost greu cu limba să te adaptezi? Să Nu, pentru că acolo mi-a fost foarte ușor. În primul rând am avut un prieten meu albanez acolo, care joca acolo aproape un an înaintea mea. Și plus avem experiență. Da. Mi-a ajutat foarte mult experiența când am fost la Dinamo. Ei mai mult pe fizic? Acolo pe fizic. Pe fizic. Pe fizic. Adică alergai acolo de... Acolo pe fizic. Prima lună am crezut că mor, știi? Fizic. Toată lumea zice asta. Domne. Am vrut să plec de acolo, știi? Mulțumesc mult! Dar după o lună mi-a fost ușor pentru că corpul se obișnuiește cu tot timpul cu antrenamente, cu meciuri grele și intri și tu în ritmul lor. Nu-ți mai dai seama.